Trăiam în întuneric. Eram ca niște umbre pe care ne urmăreau în permanență. Nume și povești au rămas neștiute până când o cutie de metal lângă un mormânt înăuntru ei cu un manuscris. Hei, Cristi, frumoasă freză! Te tunzi cumva cu cuțitul de bucătărie? Da, legat la ochi. Vinovăția e un animal de pradă. Stai jos! Se furișează? Știu ce ai făcut. Se târăște? Cristi, vezi câte pachete de Kent mai sunt în dulap. Te încolțește. De la servici. A primit-o taică-meu de Crăciun. Îți sare la gât și apoi așteaptă. Ce-i cu tine? Nu, ce-i cu tine? Bună ziua, aveți nevoie de ajutor? Da. Sunt româncă stabilită în Boston. Ți-a lăsat Liliana un bilet. Durerea ta mă inspiră. Ai vizitat obiectivul? Da. La bibliotecă ce ai văzut? Credeai că-ți cunoști familia, dar realizez că te-ai înșelat. Bună ziua. Cum este mama dumneavoastră? Bine. De câte chenturi crezi că e nevoie ca aia de la crematoriu să dea gazul mai tare? E atunci umilința parcă îți fură ceva din tine. De ce e supărată mama? Frică. Mintea devine o pădure de gânduri întunecate și te întreb. Nadia Comăneci a fugit din țară. E și altceva ce-mi scapă? Libertate. You want the magazine? No, I'd get in more trouble than with the dollar. Voiam libertate. Voiam ca România să facă ceva. Îmi pare rău pentru bunicul tău. Eu nu sunt bine. Ai vizitat obiectivul? Au plecat. Mi-a dat o felicitare de Crăciun. A fost nevoie de 3 pachete. Suferință. Furie. Epuizare. Primarul Timișoara a făcut apel pentru proteste, dar se dispereze. Însă vocea primarului a fost supriște de scandalele repetate ale Timișoarelor. Împreună, în cumplar, cetățenii Timișoara scandal pe încetare. Hotărâre. Dați-mi mie, vă rog, o adeverință pentru autobuz. Cine, mai domnișoară? Pentru autobuz. Hai să mergi cu autobuzul? Da. Hai să mergi cu autobuzul? Acasă. Ok. Băiatul, băiatul, vreau acolo. Hai. Bă, dacă îmi film bun. Co! Ce-i cu tine? Da,